În jur de 60 de pasionați de motoare puternice și de adrenalină și-au arătat îndemânarea în a conduce pe teren accidentat în prima ediție a Discovering Transylvania Trophy. Timp de 3 zile, driverii au străbătut sute de kilometri prin munții și pădurile din comunele Cerbăl, Peștișumic, Bunila și Ghelari, competiția desfășurându-se la două clase, standard și extrem. Și deși nu este prima competiție de off-road organizată în județul Hunedoara, Discovering Transylvania Trophy s-a deosebit de acestea. Traseul de standard se aseamănă ca și grad de dificultate cu celelalte competiții din țară. Au o bucată de 3 km și jumătate, noi o am denumit-o Valea Țiganilor, care este mult mai dificilă. Traseul de extrem, în schimb, pentru că zona ne permite, avem teren foarte bun, ca și grad de dificultate este puțin peste celelalte competiții din țară. Totodată s-a concurat și la două discipline, respectiv traseu și trail. La traseu, la clasa extrem, s-au impus Sorin Pârvulescu și Ștefan Popleș, în vreme ce câștigătorii de la standard au fost Nicușor Duică și Alexandru Cătană. La trail, la clasa extrem, primii clasați au fost Alexandru Ghișe și Virgil Cristea, iar la standard, învingători au fost Claudiu Sabău și Mihail Muștea. Un alt lucru inedit al acestei curse automobilistice a fost dat de faptul că și spectatorii au putut urca în mașini la proba de trail. La întrecerea din Ținutul Pădurenilor au participat, pe lângă români, piloți și copiloți din Austria, Belgia, Germania, Portugalia și Ucraina, iar printre aceștia s-au aflat și câteva femei.